FCSB a făcut al 10-lea transfer și l-a luat pe Companio, golgheterul italian al Craiovei. Becali s-a înțeles cu Mititelu pentru o sumă uriașă. Mititelu a acceptat să-i dea drumul lui Companio la FCSB pentru 1,5 milioane de euro. Asta este, îmi pare rău. Dacă mă întrebați ieri sau acum o săptămână, nu l-am în calcul chestia asta. Când primești o ofertă pe un fotbalist care are 26 de ani, o ofertă importantă, nu poți să spui nu. Companio a jucat la Catania și Torino, dar a venit la Craiova din San Marino. Nu e cel mai scump transfer făcut de FCSB. Miculescu a costat 1,7 milioane de euro. De la Piovacari, FCSB n-a mai avut atacant italian. Păi dacă se aduce un atacant, zâmbesc, normal, că îmi doresc acest lucru. Este un jucător bun pentru campionatul României, a arătat-o la Craiova. N-am semnat în fotbal, până când nu însemne totul, e vorba. Și o să vedem.